Iată aceste rezultate ce o două picolului. De premieră națională. Macedonia cu 25. Cum a decurs primul tur al alegerilor prezidențiale în județul Sibiu, din ce ați văzut în teritoriu? În primul rând, dați-mi voie să vă spun că suntem extrem de bucuroși că am ocupat locul 1 pe țară. Președintele nostru este pe locul 1, este o muncă a întregii echipe. Acum așteptăm numărătoarea paralelă, cred că în maxim 2 ore după ce se închid urnele o să o avem. Suntem organizați, așteptăm un rezultat bun și pe județul Sibiu. Reprezintă Elena Lasconi o amenințare mai mare decât George Simion, dacă ar fi intrat? Nu cred că asta e problema de contracandidat. Important este să ne facem noi treaba, să muncim, să arătăm românilor rezultatele pe care guvernul Marcel Ciolac le-a avut. Și pot să reamintesc reforma pensiilor, numărul mare de kilometri de autostrăzi și de drumuri expres care s-au realizat în perioada de guvernare a cabinetului Marcel Ciolacu și exemplele pot continua. Important este să ne facem noi treaba, să mergem din casă în casă așa cum am făcut de fiecare dată, să discutăm cu alegătorii și să-i convingem că avem cea mai bună echipă și avem cel mai bun candidat. Câtă încredere vă dă rezultatul acestui prin tur alegerilor prezidențiale, pentru alegerile parlamentare de săptămâna viitoare, pentru dumneavoastră aici la Sibiu, pentru Sibiu? Întotdeauna când este vorba de un alt meci, pentru că asta a fost așa ca o semifinală, trebuie să tratăm cu seriozitate, pentru că se pleacă de la 0-0 și, repet, trebuie să știm să muncim, să fim inteligenți și să ne arătăm rezultatele muncii noastre. Și atunci cred că nu vom avea nicio problemă. Cu siguranță Marcel Ciolacu va fi noul președinte al României. PSD va ajunge principala forță politică din județul Sibiu? Să lăsăm alegătorii să decidă. În funcție de cum ne percep ei, ne dau sau nu ne dau votul. Asta nu depinde de noi, depinde de cum consideră cetățenii județului Sibiu să ne acorde încrederea exprimată prin votul politic. Domnul Ciolacu a promis în campania electorală niște lucruri pe care le-ar fi putut realiza mai degrabă ca prim-ministru decât ca președinte. Există un obstacol în sensul acesta? Sau? Bineînțeles, să avem și parte din viitorul guvern, așa cum a anunțat premierul Marcel Ciolacu și viitorul președinte al României. Guvernarea, premierul, va fi din alt partid. Ne dorim întotdeauna să împărțim puterea, să fie un echilibru. Nu este normal ca puterea să se afle doar în mâinile unui partid. Cred că principalele ministere unde s-a performat o să fie tot ale Partidului Social Democrat, deci o să putem să continuăm reformele începute.